Bucureștenii rămân din nou fără apă caldă începând de luni. Termoenergetica a anunțat că este vorba despre 600 de blocuri din toate sectoarele capitalei. Marina Filimon a urmărit subiectul și ne aduce mai multe date. Te ascultăm. Bine te-am găsit, Irina, și bun găsit tuturor. Vorbim în primul rând de sectorul 1, de conducta magistrală a Griviței, dar și de conducta din zona norii din zona Gării de Nord, unde se va sista apa caldă pentru 25 de blocuri în perioada 7-13 iulie, ora 23, dar și de lucrări de înlocuirea conductelor, conducte ce se află în funcțiune încă din anii 1900. Pentru sectorul 2, pe magistrala 1 Sud, se vor înlocui 100 de metri de conducte și se va asista apa caldă pentru 100 de blocuri din această zonă. În sectorul 3, în zona Calea Vitan și Mihai Bravu, se sistează apa caldă pentru 125 de blocuri din această zonă și se vor efectua inclusiv lucrări ale conductelor. Pentru sectorul 4, pentru aproximativ 165 de blocuri, se va asista apa caldă în perioada 3-7 iulie, ora 23. În sectorul 5, pentru conducta din zona Calea 13 10 septembrie, 48 de blocuri vor rămâne fără apă caldă în perioada cuprinsă din nou între 3 și 7 iulie, ora 23, iar pentru sectorul 6, pentru 80 de blocuri din acest sector, va fi sistată apa caldă în același interval 3-7 iulie pentru 100 de blocuri din zonă.